Salutare, guys! Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou clip super, super, super tare! Eu sunt Antonio Pican și bine v-am găsit la primul vlog de pe anul 2021. Vreau să vă urez să aveți un an cât mai bun și cât mai tare. Cu siguranță cred că ați văzut deja titlul și ați văzut despre ce este vorba, dar încă sunteți în dubii. What? Cum să schimbă un om și un cățel corpurile? Cum să schimbă un om cu un câine viața? Deci nu cred că înțelegeți. Dar dacă apăsați chiar acum butonul de like, în 5 secunde va apărea tot materialul pe care să-l urmăriți voi. Așa ca un cadou de bun venit în anul 2021, un material făcut cu multă, multă caterincă pentru divertismentul vostru, un material la care cu siguranță o să râdeți. Dar o să puteți să vizionați doar dacă apăsați pe butonul de like, așa că vă dau, nu știu, 5-10 secunde, aia că sunt darnic, în care să apăsați butonul de like, după care mă duc. Nu uitați să share-uiți clipul ăsta peste pe internet, pe Instagramul vostru, pe Facebookul vostru, peste tot. Știu că îl îndrăgiți foarte mult pe Hani, de-aia am luat decizia să facem schimb de corpuri astăzi. Haideți să vedem ce a ieșit. Sper că m-a descurcat foarte, foarte bine în corpul lui, dar asta o să decideți voi în comentarii, așa că dați un comentariu la final de clip și spuneți-mi cum vi s-a părut. Facem partea a doua. Aveți 10 secunde începând acum să apăsați butonul de like, altfel nu începe clipul. Așa că 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mulți ani 2021! Like. Au, de ce îmi simt corpul așa de lung și așa de greu? Și ce s-a întâmplat cu lăbuțele mele? De ce am chestiile astea așa de lungi? Și ce chestia asta ciudată de pe lăbuța mea? Nu mai încep niciodată. Ce naiba s-a întâmplat? De ce patul ăsta așa de mare? Și de ce mă simt așa de mic? Și stai, de ce am blană? Și de ce m-am trezit cu o poftă nebună de a mă juca? Ok, e clar că nu înțeleg absolut nimic. Dar totuși, de ce stau în patru labe? Ok, sunt foarte, foarte speriat și nu înțeleg absolut nimic, dar... Wow, cât de mare mi se pare camera asta! Nu înțeleg pofta asta nebună de a roade perne, dar să știi că începe să-mi placă. Hei, cine e acolo? Nu pasă, eu continui treaba. Asta galbenă e preferata mea. Acum le înțeleg pe Hani de ce îi plac așa de mult pernele. Ok, și cum ar trebui să merg? Cum se folosesc chestiile astea? Nou manual de utilizare sau așa ceva? Ok, o să încerc să mă țin de aici. E mai ușor decât credeam! Nu înțeleg cum folosești, Antonio, lungarele astea de picioare. Sunt prea mari pentru mine. Oh my god! Bine, și eu cum ar trebui să mă dau jos de aici? Firar! Nu pot să fac nimic cu lăbuțele astea. Trebuie să existe o soluție să pot să mă dau jos. Poate pe aici? Aici să fie calea? Sau poate pe aici? Sau aici? Firar! Nu pot să fac nimic cu corpul ăsta. Ce mă fac? O să rămân blocat aici toată ziua? Acum urmează partea grea. Vin scările. Ok, sunt bine. Știi ceva? Mai bine o fac în stilul meu. Nu o să-și dea nimeni seama. Ce bine așa. Îmi lipsește corpul meu. Hop, hop, hopa! Ce amuzat e corpul ăsta, începe să-mi placă. Totuși trebuie să am grijă cu lăbuțele astea mici. Ok, bine. Încă un pas, încă unul și... dar cine e chipeșul ăsta? Ok, cred că ar trebui să bag limba asta aici. Nimeni nu ar vrea să mă vadă cu ea pe afară. Ok, mult mai bine. Și ar trebui să fac ceva la părul ăsta super tare. Mereu l-am văzut, Antonio, că folosește chestia asta. Dar oare la ce e de folos? Să fac oare așa? Așa? Da, ce bine e! Da, e bine rău de tot! Pe mine de ce mă dau cu chestia asta? Aici e locul... Da! Ce bună e chestia asta! Îmi place rău de tot! Și eu cum ar trebui să mă aranjez acum? Ok...
pieptenul ăsta nu mă ajută absolut deloc. Ce rău e să ai blană, nici să te speli pe dinți nu poți. Cum ar trebui să folosesc chestia asta cu lăbuțele astea? Of, nu înțeleg cum trăiește Hani în corpul ăsta. Nici baia nu pot să o folosesc. Unde ar trebui să fac eu acum? Ce ar trebui să fac eu acum? Mă dau jos de aici. Să-mi spună și mie cineva cum ar trebui să-mi fac nevoile cu corpul ăsta omenesc. Cum? Ce ar trebui să fac și de unde ar trebui să încep? Să mă pun cumva în patul la de fine și oamenii fac asta uneori, nu? Cred că e locul perfect și acum să mă... Nu înțeleg, cum ar trebui să deschid dita mai ușa de 2 metri cu lăbuțele astea? Serios, mă poate ajuta și pe mine cineva? Hello? Aici un om blocat într-un corp de câine? Vreau să mănânc? De preferat niște carne, dar nu cred că mi se dă. Hello? Mă ajută cineva și pe mine, vă rog? Oh, da, asta e cea mai bună parte din a avea corpul lui Antonio. În sfârșit, pot să mănânc și eu carne? Nu știu, sincer, cum, dar... sper să nu mă vadă cineva că mănânc doar cu gura. Așa are gust carne? E formidabilă! E excelentă! Dacă mă încolo vreau să mănânc doar și doar carne. Dacă nu-mi dau carne, fac scandal. Cât de bună e carnea! Doamne, doamne, chiar așa de bună e! Cred că ar trebui să încerc să mănânc și cu mâna. Nu trebuie să fie chiar așa de greu, ia să vedem. Tot gust mai bun îl are din farfurie. Așa că trebuie obiceiurile vechi. Cum poate Hani să bea apa și să mănânce din bolul ăsta minuscul și mâncarea asta are un miros, dar are un gust destul de bun. Hei, chiar nu mă așteptam să fie chiar atât de bună. Doamne, nu mă mai pot opri din a mânca. Doamne, îmi place rău de tot mâncarea asta. Dar nu-mi stă gândul deloc la mâncare când mă gândesc că eu trebuie să postez un vlog mâine și sunt plin de blană. Oh my god, cum o să filmez eu vlog? Cum o să postez eu? Hei, uite camera mea de vlog. Hei, ar trebui să fac un vlog, dar așa? Ce mă fac? Cum filmez eu vlog cu toată blana asta care mă și mănâncă pe deasupra? Ce mă fac? Cum filmez eu un vlog pentru picanții mei? Nici nu găsesc locul cu lăbuțele astea minuscule. Nu pot să fac... salutare, guys! Nu v-am văzut acolo. Vreau să vă povestesc de cea mai tare platformă de gaming. Se numește Boosteroid. Dacă intrați pe linkul din descriere și vă faceți un abonament, chiar acum o să prindeți cel mai tare preț. Ei, ce face Boosteroid? Boosteroid vă ajută să vă jucați cele mai noi jocuri apărute cu orice configurație o aveți voi pe calculator. Jocurile se pot juca online, nu mai aveți nevoie de calculator de gaming și mai mult decât atât, nu trebuie să descărcați absolut nimic. Iar dacă nu aveți un calculator, ghiciți ce? Puteți să vă jucați pe telefon. Nu aveți nevoie de multe, doar de mâini. Eu acum nu prea le-am la îndemână, dar o să le-am în curând, sper. Ce pot eu să fac ca om toată ziua? Am o zi la dispoziție să fiu om și nu știu ce să fac. Eu știu doar să dorm, să mănânc, să mă joc. Am zis să dorm, dacă nu-mi place să dorm. Chiar nu am nicio idee din ce aș putea să fac. Și încă nici n-am descoperit ce face chestia asta. Habar nu am. Cred că e o chestie magică sau așa ceva. Da, măcar are gust bun. Ce-i această chestie minunată? Cumva vreo chestie extraterestră? Sau vreo jucărie de om? Sau așa ceva? Nu știu, dar mi se pare foarte familiară. Ce face oare? O fi de mâncare? E să testăm. Nu are gust absolut deloc bun. Nu mai încerc niciodată să fac chestia asta. Hei, uite că sare! Cred că am avut dreptate în legătură cu jucăria. Dar nu cred că e chiar o jucărie. Trebuie să fie ceva la mijloc. Ia stai puțin. Asta nu e chestia cu care mă terorizează pe mine Bibi și Antonio?
Acum se leagă totul. Acum înțeleg de ce mă terorizează. Am înțeles. Dar totuși nu se compară cu mingiuca mea. Unde-i mingiuca mea și unde de ce mi-a dispărut apetitul meu de a mă juca cu mingea? Ce să fac? Nu-i nimic de făcut. Porcăria asta de jucărie nu face nimic. Nu e distractivă absolut deloc. O să mă culc. Dacă tu sunt blocat în corpul ăsta de cățel, am zis să filmez și un Q&A, că, na, până la urmă e o ocazie unică, voi oricum îl adorați pe Hani, mă adorați și pe mine acolo cât de cât și am zis că dacă ne unim forțele iese un Q&A destul de frumos. Am primit foarte multe întrebări, dar asta a fost cea mai bună. Ce ți-ai dori să fii pentru o zi? Și eu am un singur răspuns. Om, mi-aș dori să fiu om! Om înapoi, om, vă rog, fac orice, dar nu mai dați-mi corpul înapoi, vreau să fiu om înapoi. Oh my god, nu mai pot, nu mai pot, Doamne, lăbuțele astea sunt așa de mici, nu pot să fac absolut nimic, nu pot să merg nici până la paie de unul singur. Deci, cred că am fost destul de precis ce vreau să fiu pentru o zi și nu doar pentru o zi, vreau să fiu pentru toată viața, om înapoi, ok? Simt că nu mai pot, simt că îmi ies din minți. Dacă nu o să devin om până mâine, nu o să mai pot absolut deloc. Nu săriți în cap de ce întârzi cu vlogul, pentru că puteți observa și voi. De ce? Deja am obosit. E foarte greu să tastez cu lăbuțele astea micuțe. Sunt absolut inutile. Uită pe mami. Ce să mă mai distrez. Dar înainte să stau un pic. Un pat. De ce respiri greu? Ce bine e. Ea chiar crede că sunt Antonio. Ce bine miroși, mami. Da, miroși foarte bine. Ce-mi place să fiu iubit de mami. Ce ai? N-am imediat un gust bun. De ce o muști? De ce te comporți ca un câine, mă sperii? Ok, asta e ceva ce ar face Hani, nu tu! Baby! Eu sunt iubirea mai recunoscut, nu? Nu sunt eu iubitul tău, sunt Antonio, eu sunt! Hani, de ce îmi tragi bluza? Pentru că nu recunoști că sunt eu, nu vine să cred. De când ai făcut-o așa rău? Cum să fac să atrag atenția că eu sunt, eu sunt! Sunt iubitul tău, nu cățelul tău, sunt iubitul! Hai că asta e bună. Cum să conduc cu lăbuțele astea? Îmi spune și mie cineva? N-am încotro. Trebuie să plec cumva. Așa că măcar să ajung la volan. Hai să încercăm să pornim mașina și să mergem la drum. Zi de filmări, Hani e extenuat, e acolo în spate, deja s-a pus pe dormit. Așa că o să fiu nevoit să fac outro-ul de unul singur. M-a lăsat la greu. Ce să faci? Spune de aici, Hani, care mă lasă la greu. Nu se poate așa ceva. Așa că ce să vă zic, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un share pe Instagram și pe Facebook, să intrați pe boosterul de acolo, să vă faceți cel mai tare abonament. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare, v-am pupat, pa!